Salut, eu sunt Mădălin. Și eu sunt Andrada. Iar noi doi avem un vis. Visul nostru este să ajungem în Australia și să mâncăm cele mai bune banane. Dar pentru asta avem nevoie de 500 de lei. Dar toți banii noștri sunt 50 de lei. Da, dar nu o să ne ajungă banii. Nu ne putem îndeplini visul doar cu 50 de lei. Da, ai dreptate, Andrada. Nu ne putem îndeplini visul doar cu 50 de lei. Dar am eu o idee. Ce spui dacă mergem la fiecare persoană în parte din Brookhaven și întrebăm ce putem face pentru 50 de lei? Da, e o idee grozavă, abia aștept să înceapă challenge-ul, abia aștept! Ok, Andrada, să înceapă challenge-ul! Ok, hai să vedem cine mă poate ajuta și pe mine cu 50 de lei, ia să vedem. Aldo, hai să sunăm să vedem dacă ești acasă. Bună! Salut! Ce pot face pentru 50 de lei? Am nevoie de 50 de lei pentru visul meu, te rog, ajută un om! Ce vrei, bă? Da, 50 de lei, primii mei 50 de lei! Ce-l da? Hai să-l dau îmbrățișare! Mulțumesc pentru 50 de lei! Sper că mă doare mai mult noroc decât mie! Wow, uite o casă, hai să vedem dacă răspunde cineva! Am nevoie de 50 de lei urgent! Hai să vedem! Dacă este cineva acasă... Afi Barajos, din A3! Să vedem dacă răspunde! Probabil nu e acasă. Uite, am văzut pe cineva, Rox. Bună, bună. Ce pot face pentru 50 de lei? Nu știu. Mulțumesc, mi-a dat 50 de lei, nu pot să cred. Mi-a dat 50 de lei și nu am făcut nimic. Mulțumesc mult, mulțumesc. Ok, hai să vedem dacă răspunde cineva aici. Cred că ea este. Hai! Ce pot face pentru 50 de lei? Să mă iei în brațe și să mă pupi unde vrei. Ok, te voi lua în brațe și te voi pupa pe obraz. Ok, banii? Wow, mulțumesc! Aici este un milion! Mulțumesc! Trebuie să plec, să strâng banii necesari pentru visul meu! Pa, pa! Am mai găsit două fete aici, hai să vedem dacă mă pot ajuta. Ce pot face pentru 50 de lei? Nimic! Oh, nu! Oh, nu! Te rog, ajută un om sărac! Ok! Și dacă nu vreau? Înseamnă că ai suflet rău! Da, bă! Mulțumesc! Ok, hai să vedem dacă Petru e acasă! Sunăm la ușă frumos și a trebuit să vină în 3, 2, 1... nu cred că e acasă! Nu! Am noroc! Ba da! Am noroc, e acasă! Bună! Ce pot face pentru 50 de lei? Că pleci! Nu, mă, n-am vrut să mă ajute! Hai să vedem Leo dacă este acasă! Pare că nu-i nimeni acasă! Ok, mergem la altcineva! Hai să ne dacă răspunde fata asta! Bună! Ce pot face pentru 50 de lei? În real? Nu! În joc! Bun! Pune-l ăsta că-l place! Ok! Da, bine, te plac! Sunt curios ce reacție o să ai lumea asta! Da, da, se pare că nu zice nimic! Hai să vedem dacă o să-mi dea 50 de lei acum! Mulțumesc! Hei, ce pot face pentru 50 de lei? Ce vrei? Să joci adevăr sau provocare? Ok, doar o singură dată, bine? Ok, ce aleg, adevăr sau provocare? Aleg provocare. Fata asta mi-a luat un milion. Am ales provocare și mi-a zis să stau un minut. Am stat un minut și mi-a luat un milion. Nu am apucat să filmez și partea aceea, pentru că n-am avut memorie destul în calculator și s-a oprit filmarea. Salut! Ce pot face pentru 50 de lei? Hai să vedem dacă îmi răspunde. Cred că se gândește ce să-mi zică. Hai să vedem. Chiar sunt curios ce o să zică. Să te furi de la un magazin. Ok, care magazin? Divino. Ok. Trebuie să fur de aici. Am înțeles. Păi... ce să fur de aici? Doritos și niște dineros, că altceva nu prea am ce să pur. Ok, hai să punem o bombă aici. Ei, bă, de ce nu exploda, frate, sertarul cu bani? Trebuia să explodeze sertarul aici. Hai mă, bombică. Ia. Dineros, am vrut banii. Oh my god. Ok, acum hai să vedem dacă o să-mi dea 50 de lei. Ceartă plină cu bani, mulțumesc! Mulțumesc mult! Oh my god, mădă, abia aștept să mergem în Australia să mâncăm banane, abia aștept!
Ok, hai să mergem la aeroport, că ne așteaptă avionul. Fii, Australia, venim! Suntem pe drum Australia! Mă, dar eu abia aștept să ajungem, serios vorbesc. Bine, dar mai taci odată că sunt doar niște banane. Doamne ferește! Bine. Vezi ce mă pun să dorm. Pa, noapte bună. Băi, trezește-te că am ajuns în Australia. Hai să mâncăm banane. Bun venit în Australia, tărâmul bananelor. Ce n-ai, mamă? Asta nu e banana la care am visat. Nu mai vin niciodată în Australia.